Salut, Capricorn! Voi face citirea pentru luna plină din Săgetător. Este o lună plină care se perfectează pe 4 iunie la ora 6:42 în 13 grade Săgetător. Este casa 12-a pentru voi. Secrete, misticism, ocultism, religie, sacrificii, karmă. Haideți să vedem sfatul tarotului ermetic pentru Capricorni. Aveți 8 de cupe. Opt de cupe arată eforturile voastre făcute, dar sunt eforturi pe care le-ați făcut poate într-o relație, poate să reprezinte și iubire, poate să reprezinte și sacrificii pe care le-ați făcut, dar care ele nu au fost niciodată răsplătite și am putea spune, vă uitați să lăsați aceste cupe pline, dar să priviți spre viitor, să căutați soluții în viitor. Aveți aici ciudat chiar doi de bâte, doi de spade, asul de bâte. Am putea spune că voi ați început ceva. Ați început cu foarte multă energie, o călătorie, un proiect pentru a călători, un plan de a călători, o relație, ceva care s-a blocat totuși, fiindcă ați rămas în așteptarea răspunsului la acest proiect și nu ați primit acest răspuns. S-ar putea ca acum să primiți acest răspuns, dar sub forma unor variante. Alegeți între drumul ăsta, drumul ăsta. Drumurile sunt identice. Alegerea pe care trebuie să o faceți este între două persoane sau două lucruri identice, lucru pe care nu puteți să-l faceți. Preferați să așteptați, să lăsați să treacă timp și să nu faceți voi alegerea. Deci este un blocaj, am putea spune, pentru Capricorn. Pentru voi este un blocaj, o stagnare. Asta reprezintă. Asta este bună. Asta nu. Astea nu sunt de citit. Nu sunt de citit. Asta nu e benefică, dar asta este. Asta la fel nu este. Asta dacă a apărut. Așa. Sfaturi. Date intenționat să vă creeze probleme și pierderi. Aceste sfaturi au fost date de persoane care au urmărit slăbiciunea voastră într-o anumită situație, fiindcă vorbim de casa 12-a, și au încercat să profite de acest aspect. Voi ați avut niște informații, dar s-ar părea că ați făcut o alegere foarte proastă. Acest ciocan al lui Thor arată că alegerea voastră, fiind greșită, nu v-a ajutat.
să vă rezolvați o situație. Din contră, v-a dus într-un blocaj total, un hazard, unde orice ați întreprinde, totul este blocat. De vorbim o energie masculină, de un bărbat, care chiar v-a creat probleme și v-a trădat, v-a mințit. Am putea spune poate că această sfat a venit chiar din partea lui și a fost vorba și de bani, de resurse pe care le-ați pierdut efectiv. Dar acum este o situație rămasă așa, fiindcă întotdeauna când aveți acest urisaz răsturnat, deci ciocanul lui Thor și aceste sfaturi date greșit, intenționat, arată că nu primiți ajutor din partea cui ați vrut să primiți ajutor, poate din partea familiei, nu primiți acest ajutor. Și trebuie să acceptați această situație sau să căutați un sfat la o persoană calificată care poate să vă dea acest sfat și să vă aducă schimbarea. Să aduceți schimbarea în viața voastră, fiindcă aici aveți două rune de schimbare. O schimbare care vine ca o piatră de hotar. De aici încolo, viața voastră va fi altfel. Nu va mai merge în același sens, va merge în alt sens. Și am putea spune că totul poate fi benefic pentru voi, fiindcă această rună poate să vă susțină să încheiați această situație neplăcută în avantajul vostru și spre bucuria voastră. Și bineînțeles să începeți ceva nou în viața voastră, poate fi vorba chiar de o relație nouă, o situație foarte benefică, dar trebuie să vă gândiți și la schimbări lente, stabile și benefice. Ele nu vor veni așa cum vine această ing. Daeg, deci schimbarea lentă, stabilă și benefică, va veni încet în viața voastră. Veți simți această schimbare când veți avea situații benefice și, bineînțeles, veți putea spune că aceste schimbări vă aduc daruri, daruri materiale, daruri sentimentale, aspecte foarte bune. Am putea spune că este o etalare întru totul pozitivă, care vă ajută, vă susține, dar țineți cont de faptul că voi ați avut aici o rună, o arcană care spune că trebuie să aveți răbdare. Și ați avut răbdare, ați așteptat mult timp un început nou, dar și o schimbare, o schimbare pe care nu voi o alegeți, fiindcă aveți aici două variante de ales, dar nu voi veți alege schimbarea. Schimbarea va veni ea. O schimbare foarte rapidă, ca o piatră de hotar, și o schimbare lentă, stabilă și benefică. Deci o schimbare vă ajută să încheiați această situație neplăcută și aceste sfaturi date intenționat greșit, dar și această atitudine greșită, deci de trădare din partea unei energii masculine, și totul se va încheia pentru voi. Deci este o încheiere, dar este o schimbare pe care vă dă divinitatea, o schimbare divină, o schimbare din partea, să zicem, karmei voastre. Avem casa 12-a, deci karma voastră se va schimba total. Eu vă doresc numai bine și dacă v-a plăcut sau dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să trimiteți mai departe, puteți să vă abonați și eu vă mulțumesc.